Legat de, de situația lotului, avem un suspendat Mikovski, pierdere mare, pentru că Mico e sufletul echipei, în toate punctele de vedere, și în afară, și în teren. Și Marcelo, care ieri nu s-a antrenat. E puțin răcit, a fost izolat, stă la hotel, nu mai stă acasă, de acasă a luat răceala. Și sper ca, poate nu azi, dar mâine să participe la antrenamentul dinaintea jocului. De importanța jocului n-are rost să mai vorbim. E important că e următorul după meciul cu Cluj. Nu mai vreau să spunem că visăm. Ne dorim foarte mult și vom face tot ce e posibil și tot ce depinde de noi ca să câștigăm acest meci. Jucăm acasă, în fața propriilor suporteri, terenul foarte bun. Bine, asta e și pentru adversar, pentru că mai mult ca sigur, eu țin minte pe vremea mea când dădeam de un teren bun, să năștea fotbalistul din mine. Dar sper să fim destul de inteligenți și să profităm de meciul de acasă, să avem aceeași atitudine, aceeași ambiție, aceeași agresivitate, în sensul bun al cuvântului, încă din primul minut, să simtă că aici nu au nicio șansă. E clar că meciul nu va fi ușor și ei au nevoie de puncte, s-a schimbat antrenorul, au venit și alți jucători, văd nume noi în echipă, au jucat în două sisteme, cu trei fundași central, cu patru, au și jucători care au calitate și asta e vorba de Florescu, care e un istor al Botoșanului sau un istor al Clujului. În momentul când el are evoluții bine și echipa merge bine. Deci trebuie să fim foarte atenți, să avem, eu știu, începutul de joc care l-am avut la meciul de acasă cu Sepsi, să fim prezenți în careul adversarilor, să ne creăm ocazii, să dăm goluri, că mai mult ca sigur, din momentul în care vom înscrie, ei sunt obligați să iasă la joc, vor fi spații, avem jucători care au viteză, și vrem să exploatăm toate punctele lor slabe. Apropo de seriozitatea cu care trebuie abordată partida, două victorii contra unor echipe de play-off, așa, nu ar putea fi și o capcană pentru jucători? Nu, tocmai asta, ați văzut că a și apărut pe site-ul nostru discursul care l-am avut și l-am avut și ieri, că am făcut analiza în vestiar, în care le-am spus foarte serios să trateze meciul, să nu... Dar nu avem, că... Ce da, am câștigat două meciuri, nu-i de ajuns. Noi mai sunt șase meciuri, noi fiecare meci trebuie să-l tratăm cu foarte mare seriozitate. Nu trebuie să intrăm pe teren, că vezi, Doamne, simpla noastră prezență sau că publicul o să fie alături de noi și gata, să rezolvă meciul. Nu se rezolvă meciul. Păi și ei au nevoie de puncte. Și în ultima perioadă au arătat, au fost momente bune de joc. Nu de altfel au câștigat și cu CFR-ul. S-a văzut o dăruire, s-a văzut o echipă față de meciurile trecute. Cunosc și pe Bogdan, un tip serios, care îi place, a și lucrat cu antrenori. Așa a avut reușite și în străinătate și asta contează foarte mult. A reușit să ia o echipă care era la retrogradare și să o ducă în play-off în Cipru. Deci se vede amprenta lui la jocul echipei. Deci foarte, foarte serios trebuie să tratăm meciul ăsta. Spuneați că veți juca în fața propriilor suporteri. Ultimele evenimente, oare nu s-ar putea răspânge negativ asupra elevilor dumneavoastră? Păi eu am văzut ceva și n-aș vrea, că după aia vă luați de mine, că eu trebuie să-mi văd de antrenorață. Eu când am venit aici am cerut răbdare, am cerut liniște, vreau ca toată lumea să fie alături de echipă. Nici mie nu-mi convine situația și mai ales înaintea acestui meci.
Sper că lumea să înțeleagă și sloganul ăsta, UTA pentru noi înseamnă totul, așa să fie. Mâine, luni avem meci și toată lumea să fie concentrată și să fie alături de echipă. Deci ai un subiect care nu vreau să intru, deci nu mai vreau că cei care nu au acreditare stau acasă și abia așteaptă ca să scot o perlă și să facem articole, deci nu mai vreau. Deci în momentul ăsta și conferințele mele vor fi doar de meciul care urmează și nu alte întrebări, vă rog, degeaba le puneți pentru că nu vă răspund. Dacă vreți așa să fiu, așa o să fiu. O statistică. Este aceasta, o statistică sau poate, nu știu, e o limită a unei echipe care se mulțumește puțin sau s-a mulțumit puțin? Da, eu le-am zis că în fotbal trebuie să ai, mai ales în situația de acum. Eu sunt sigur că prin jocul echipei, prin rezultatele echipei, lumea o să fie mai înțelegătoare și o să găsească o soluție în care toată lumea să susțină această echipă și să participe la, eu știu, la evoluțiile echipei, la rezultate. Acum, statistica. Normal că nu mai țin cont de statistică, eu știu ce vreau. Și băieții cred că au înțeles, vă spun că mi s-a făcut așa pielea de găină în momentul când ne-am întrebat ce vreți. Vreți tot timpul să ne uităm în jos, să fim la retrogradare sau vezi play-off? Exact asta a fost întrebarea. Vezi play-off? Toată lumea a țipat, vrem play-off. Deci eu sunt ferm convins că băieții sunt conștienți și luni se vor prezenta foarte bine. Și ne dorim 3 victorii la rând, 4 victorii la rând, dacă vrem într-adevăr să... Nu vorbesc de play-off, vorbesc că avem nevoie de puncte în perioada asta. Știți foarte bine că ești în play-off, că ești în play-out, se vor înjumătăți punctele. Cuparofosul, deci nu numai cu ei, și cu ceilalți jucători care au plecat, eu cred că m-am comportat corect. Înainte de a începe pregătirea, anul acesta, i-am chemat și le-am spus care e situația reală, că vor fi șanse mici ca ei să joace, că mi-aș dori ca să cerce și ei să-ți găsească undeva unde să joace, nu să stea aici doar să stea să-și ia salariul. Unii au înțeles, alții n-au înțeles, unii au înțeles și au plecat cu salariul la zi și asta e un lucru bun, nu mai, eu știu cum s-a întâmplat anul trecut, mai sunt câțiva jucători care încă ne pun probleme. Eu am fost corect, acum oferte nu am avut, cumpărare oferte și cred că asta se va decide situația lui. Marcu și el spune că are avut oferte de la o echipă care vrea să promoveze din Liga 2, a zis că el nu merge în Liga 2. Nu, în România. Da. E o echipă care încă și-l doresc. Acum, totul depinde de ei. Nu vreau să pățim, cum și l-am și explicat, că sunt obligat în unele momente, ca normal că eu trebuie să-mi pregătesc echipa și să formez lotul care va aborda jocul oficial. Și ei vor fi deoparte și vor face antrenamente separate, bazate pe o pregătire fizică foarte bună, în momentul când pleacă de aici să fie, din punct de vedere fizic, top. Și totuși a fost supărea să fie depășit de Mirea Vica, să spunem așa, pe ștală. Pe ștală nu mai contează. Mai și cu ștală am avut o discuție și cei din conducere, i-am spus și lui, ar fi bine să-ți cauți o echipă unde joci, că aici nu s-a impus ca titular. E un băiat extraordinar și sufletist. Dar eu te judec în funcție, nu la cum ești la antrenamente, cum ești la joc. Nu mă deranjează. E român, e arădean, deci chiar nu mă deranjează de unare, un contract mare, dar pentru el. Adică mă pui în situația în care să nu te iau în lot și nu e o situație plăcută pentru mine și eu am vorbit cu el. Acum depinde de el, depinde de impresarul lui. A spus că acceptă situația și vă lupta pentru convingă? Că el așa a spus, băi toți au spus. Că vor lupta, luptăm și ne câștigăm locul în echipă. Din punctul ăsta de vedere nu au ce să-mi reproșeze, toți au avut șanse să joace. Mie îmi place, adică un jucător
care n-a jucat prea mult și ți se oferă șansa, atunci tu trebuie să-mi arăți că meriți să fii în echipă, mai dai și un băbărnac, nu mă deranjează, că sunt obișnuit, am nasul, nu-i măricele, e drăguțe. Accept asta, deci asta vreau de la un jucător, nu o să stau pe aici, să fiu pe aici, să, să bat din palme și când am nevoie de tine să nu faci diferența. Da, contez pe toată lumea, nu numai pe ștara. Păi contez pe toată lumea, da. Da, uite, e șansa lui Rare și acum se intre, l-am văzut foarte bine la antrenamente astăzi. Am soluții. Dar v-am zis că Mico e sufletul echipei. Nu numai el. Bun, la capitolul veniri, ce să ne mai așteptăm? Numai jucător liber? Păi numai jucător liber. Și v-am zis că îmi doresc un jucător cu care eu am lucrat. Că avem probleme cu viza, dar sper că în scurt timp să rezolvă. Liga a doua belgeană? Nu. A jucat în prima ligă, ca CV e top. S-a liniștit, e conectat? E liniștit, e conectat. Încă nu s-a terminat perioada de transfer. Dar eu am vorbit cu el. El mi-a plăcut reacția lui. V-am zis că am o relație bună cu Ali. Și mi-a zis, coach, eu sunt profesionist, dacă cluburile se înțeleg, se aranjează treaba lor, eu sunt aici, vreau să joc, chiar el a insistat să fie în lot. Eu vă spun că putem să ne bazăm și poate o să fie chiar de ajutor pentru noi, că știți ce înseamnă un loc în clasament. Dacă chiar tu vrei să iei un jucător și chiar nu vrei să dai ceva bani pe el, nu mi se pare corect. V-am zis că e un jucător, pentru că ai nevoie de un jucător sau în viață vrei ceva și ai bani, că iau bani, nu se compară cu noi. Dai și plătești. Dacă nu, Ali o să rămână aici și echipa noastră să fie mult mai puternică cu el. E pregătit pe el, dacă nu poate pregătit? Eu zic că da. El era pregătit și dinainte de anarii pe Tudor. Am zis o prostie, dar nu-i de bine. Am spus, știi cum e aia, ce bine îmi pare că am luat-o, am luat-o în treză, dar nu contează, bă, sunt antrenor, dar nu-i treaba. Ok. Întâlnim o echipă dificilă, chiar dacă este în subsolul clasamentului. Cred că o să fie un meci sau cred că o să fie cel mai dificil meci și de asta trebuie să fim foarte concentrați și să luăm cele 3 puncte. Multă lume vorbește de meci vacant pentru voi, adică a făcut 2 echipe bune acolo de pleu și acum sunt de mare conferit cu Botoșani. Cum a votat, nu știu, din punct de vedere motivațional? Cum am zis mai devreme, după mine este cel mai important meci și, cum ai spus și tu, nu cred că trebuie să cădem în capcana asta că suntem favoriți sau că ei sunt acolo jos în clasament. De asta trebuie să ne focusăm și să facem un meci foarte bun ca să luăm cele 3 puncte. Pentru mine e o concurență normală, ca la fiecare echipă, adică trebuie să arătăm fiecare de ce suntem în stare și când intrăm în teren să facem ce este mai bun și nu cred că e rezolvată concurența sau asta va decide antrenorul pe cine va băga și cum va face echipa. Da, a fost un moment greu pentru mine. Da, am făcut un meci prost, dar m-am gândit că cum durează victoria și înfrângerea, durează o zi. Așa am gestionat-o și
în săptămâna meciului cu Sepsi, a trebuit să mă antrenez cât de bine am putut eu și să o iau de la capăt. Ce spunea că Da, am vorbit în vestiar despre acest lucru, dar momentan trebuie să vedem, să ne vedem întâi de meciul cu Botoșani, să luăm cele 3 puncte și abia apoi putem să discutăm despre ce va urma, despre play-off sau ce va fi. Bun, pentru tine e ușor de citit Botoșani, vreau să zic. Cred că doar noi ne putem face meciul greu. Așa consider eu, doar dacă vom intra pe vârfuri sau îi vom trata superficial acest meci. Dar nu cred că este cazul, pentru că știm foarte bine ce avem de făcut și trebuie să intrăm mai hotărâți ca niciodată. Pare că contextul perfect. Da, da, cred că fiecare dintre noi ne-am gândit la acest meci. Ne-am antrenat bine și ne antrenăm în continuare cât putem de bine și cred că, cum am spus mai devreme, trebuie să fim foarte concentrați, să rămânem cu picioarele pe pământ și mai ales că jucăm acasă, avem aportul suporterilor și cred că nu avem nimic de pierdut, doar să luăm cele 3 puncte. Da, bineînțeles, chiar dacă toată lumea poate nu-mi dă nicio șansă sau după acea greșeală toată lumea m-a văzut un jucător, nu știu, pierdut, să zic așa, dar mă gândesc, dar... Da, da, da. Dar vreau să-mi fac treaba cât mai bine aici și ce va fi pe viitor, eu zic că va fi bine. Ce ne faci în vară? Nu vreau să mă gândesc acum ce voi face. Ți-am zis, momentan sunt la UTA și vreau să fac treaba cât mai bine și la finalul sezonului vom vedea.